Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române și protopopiatul Vălenii de Munte au desfășurat ieri o serie de activități caritative la Spitalul Orășenesc din Vălenii de Munte, la Centrul de Copii Sfânta Maria, unde sunt găzduiți 73 de copii, și la Spitalul de Pneumoftiziologie din Drajna. Clericii și voluntarii au oferit beneficiarilor și angajaților acestor centre produse alimentare, dulciuri și sucuri. Această activitate nu este o activitate singulară în cadrul protoierii Vălenii de Munte. În urmă cu două săptămâni a mai fost organizată o acțiune în care spitalele au fost ajutate cu peste 300 de bucăți de măști și produse alimentare. De asemenea, în următoarele două săptămâni vom organiza o colectă de alimente neperisabile pe care dorim să le oferim penitenciarului din Ploiești. În cadrul protoierii Vălenii de Munte, cele 75 de subunități desfășoară activități multiple și amplificate de ajutorare a semenilor aflați în nevoie mai cu seamă în aceste vremuri. Astfel, cele 75 de unități conduse de preoții parohi, alături având Consiliul și Comitetul Parohial, merg în sprijinul celor aflați în nevoi, asigurându-le hrana necesară, asigurându-le tot ceea ce este imperios necesar pentru a traversa această perioadă. Spitalul Orășenesc din Vălenii de Munte a primit ieri și 500 de măști chirurgicale, oferite din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel.